Ca de obicei, cu adversarii, că e cu Lux, meciul ni se dă, mai ales începutul de meci, ni se dă foarte greu. Poate pentru că nici nu ne încălzim foarte bine înainte de meci, ar trebui deja să fim fierbinți când ne intrăm, dar se primește că noi ne încălzim în primele 15 minute, când deja scorul pentru noi este dezastruos și șansa de revenire sunt foarte mici cu echipa ca e cu Lux. În a doua repriză ați câștigat, dacă nu greșesc. Da, am câștigat 1-0, dar știți cum, când după prima repriză scorul are proporții, adică cred că faptul că am câștigat 1-0 nu spune foarte multe. Adică poate e și pe fond de relaxare a echipei Ecolux, poate, nu știu, s-au menajat pentru meciurile viitoare, idei n-am. Mă bucur măcar că am arătat caracter a doua repriză și cât de cât am reușit să arătăm decent în teren. Contra lui Ecolux e dificil de jucat? Da, foarte dificil. Știm foarte bine că ei de obicei joacă prin portar, au mereu un jucător în plus în teren atunci când construiesc. Plus la asta și jucătorii cu experiență, majoritatea jucătorilor lor au jucat fotbal mare și pe divizia națională și poate și la echipe din afara țării. Adică, totuși nu contează vârsta, atâta timp cât ei cât de cât se mențin într-o formă fizică bună, rezultatul în foarte multe meciuri le este aproape garantat. Dacă urmărești evoluția echipei Șerif în Liga Campionilor, ce părere ai? Sincer, nu o urmăresc deloc, absolut deloc. Nu mă interesează Șeriful și n-am văzut niciun meci din sezonul ăsta lor. Dar un pronostic cu Real? Pierde la scor. Sincer, nu cred că mai iau un punct în acest sezon de Liga Campionilor. Pronosticul meu, 2 meciuri, 0 puncte vor lua.